Servus, Mr. James. Servus, Pepe. Vorbim în acest video despre Poeni Strâmbu. Pe mine, personal, mă leagă niște amintiri foarte frumoase de pe când eram în, probabil, în clasa a patra. Atunci, probabil, primul sărut. Aoleu! Probabil și primul aven în care am intrat în una din peșterile pe care le ai descoperit tu în tinerețe. Mă leagă păduri nesfârșite, sălbăticie, locuri care tot timpul te satisfac la maxim, te duc cu gândul la de ce nu am mai fost pe aici și de ce vin atât de rar. Hai să vorbim puțin despre Poeni Strâmbu și lumea din jurul acestei localități. Chiar e o problemă bine pusă. Foarte mulți timișoreni au fost la Poeni Strâmbu exact în aceeași situație ca și tine, cu tabăra. Probabil că și părinții s-au dus să-i viziteze, însă a doua oară cred că nu s-au mai întors. Cel puțin când tabăra a funcționat din plin, să știi că drumul era catastrofal, adică era o aventură ca să ajungi până acolo. Astăzi drumul este asfaltat, este perfect și chiar merită să dai o fugă până la Poeni, nici nu știi când ajungi. Pentru că într-o oră ești la Făget și de acolo mai ai vreo 20 ceva de kilometri pe asfalt, pe Valea Begheului, chiar așa și spune, Bega Poeni, și dintr-o dată te pomenești în Poeni Sat, pentru că mai există și Poeni Strâmb după o colonie acestui sat. După atâtea ture la Poeni, pentru că am căutat peștere, am găsit și foarte multe povești. Și poveștile astea vrem să le spunem în tura noastră de Poeni Strâmbu, dar în provocarea asta care mi-ai făcut-o cu ocazia înregistrării, mi-am dat seama că din toate poveștile, una este extrem de importantă. Și asta am început să o povestim încă de când am fost în câteva săptămâni înainte la Crivina de Sus. Că Crivina de Sus este puțin în aval de Poeni. Și am observat că a fost prinsă cu satisfacție de companionii noștri, în care am plecat cu discuția de la bisericile de lemn, cât de vechi sunt aceste biserici de lemn, cine le-a construit, cine au fost credincioșii care se rugau în aceste biserici. Și atunci, cu privire la vechime, am zis că la Crivina de Sus e cea mai veche, am spus că există și una la Poeni. Și acum o să vedem această biserică de la Poeni. E altfel, e diferită de cea de la Crivina și ca arhitectură și ca ceea ce se vede înăuntru. Dar aceste biserici de lemn sunt mult, mult, mult mai vechi decât se știe, respectiv cât de vechi au rezultat a fi din anumite înscrisuri. Crivina de Sus e legată de data bătută în grinda de la intrare. Celelalte biserici nu au datare, se presupune că sunt mai noi, dar pot și fi mai vechi. Cât de vechi, până unde merge în timp vechimea lor? Și aș spune că este o vechime foarte mare. Evident că sunt atât de vechi cât este și creștinismul pe aceste meleaguri. Și atunci apare următoarea discuție, pentru că creștinismul ăsta la noi s-a amestecat în contextul unei conviețuiri de sute de ani între
autohtoni și slavi. Pe lângă slavi, evident că au fost și alții, mulți alții, dar slavii au fost întinși pe perioada cea mai lungă și au pus amprenta cel mai mult. Și atunci, povestea noastră, foarte, foarte interesantă, va fi în momentul în care o să întrebăm pe aia de la Crivina, de la Poeni Strâmbu, unde este hotarul vostru din Aval? Deci hotarul satului. Poate nici nu o să știe să răspundă. Dar pentru noi este foarte important că de aici începe povestea. Pe scurt, și Crivina și Poeni Strâmbu înseamnă același lucru, dar în limbi diferite. Strâmbu, pentru noi e clar, e ceva strâmb, iar Crivina, sârbii zic Crivina, înseamnă același lucru, tot strâmb. Și atunci, în povestea noastră, care spuneam, este cea mai importantă poveste, mai ales că e o poveste adevărată, vom pătrunde în tainele acestei conviețuiri, care a durat probabil de prin secolul al V-lea până în secolul al X-lea, al XI-lea și s-a prelungit prin politica de factură slavonă, inclusiv prin intermediul bisericii de factură slavonă asupra marii comunități care la un moment dat se vor numi români. Deci povestea noastră este legată de această conviețuire. Din conviețuire, astăzi păstrându-se pe bega poenilor două locuri care sunt numite la fel, dar în limbi diferite. Mr. James, greu, nu? Greu de... Mi s-a părut foarte interesant, aud povestea asta a doua oară de la tine și mi s-a părut foarte interesant cât din prima și abia aștept să vedem la fața locului. Să știi că Iorca e cel care dezvoltă teoria conviețuirii românoslave. Deci Iorca e motorul acestei teorii. Mulțumesc, Mr. James, și să ne revedem în excursii. Plăcere. Seaus. Seaus.